intrat în vigoare. Și al doilea lucru, dat fiind faptul că Timofte s-a grăbit, s-a trezit din semn de moarte, somn sau semn, nici nu a făcut semnul. S-a trezit Timofte și repede a promulgat, nu-l auzim deloc, e ca așa când faci câte o barabață, s-a trezit și a publicat și a promulgat legile astea. Noi am pregătit suplimentar și pe acest subiect o sesizare, prin care atacăm legalitatea în genere a procedurii de asumare responsabilității pe astfel de legi de către guvern. Astfel, noi considerăm că aceste 7 legi, atât la capitolul de concept, cât și ceea ce sunt de procedura de examinare a moțiunii de cenzură, sunt ilegale. Noi considerăm că ele nu pot intra în vigoare și nu pot fi aplicate.